Ce? Când și cum v-ați decis să scrieți Contorsionista? Pentru felul în care arată acum cartea, decizia e undeva în urmă cu 3, 4, 5 ani. Dar mă gândesc la o carte care să arate cam în felul acesta, de acum vreo 15, 16, dacă nu 16 ani, dacă nu mai mult. Și întâmplător are și legătură cu o povestire din carte, lucrul acesta, de când am văzut în vitrina unei librării o carte a lui Joyce Tennyson și era chiar ilustrația cu Suzanne in Contortion. Cartea este alcătuită din 8 povestiri, fiecare are câte un titlu. Deja ați ales tocmai titlul Contorsionista. Pentru că titlul acesta mi s-a părut că este o parabolă. Funcționează pe mai multe niveluri. Descrie cel mai bine forma cărții, care este un fel de bandă a lui Möbius, în care povestirile și întâmplările din diverse povestiri curg dintr-una într-alta, destul de întortocheat, doar că nu este vorba de o bandă a lui Möbius care se desfășoară într-un spațiu tridimensional, ci într-unul quadridimensional, se adaugă dimensiunea timpului și aș mai spune eu chiar dimensiunea ficțiunii. Ce găsesc de fapt cititorii în cele 8 povestiri care alcătuiesc Contorsionista? Mi-ar fi greu să spun ce găsesc în fiecare dintre ele. De exemplu, găsesc într-o povestire o poveste de dragoste și adulter care se încheie tragic. În altă povestire găsesc un fel de gag în care personajul se întoarce în timp. Găsesc destul de mult umor, găsesc câteva povești de dragoste, găsesc tandrețe, găsesc pierderea inocenței. Și chiar dacă nu este un roman, cartea asta eu o văd ca pe un fel de întreg. N-aș ști să spun, să decupez exact secvențele din ea. Una dintre povestiri pe mine chiar m-a dus cu gândul la romanul dumneavoastră Cum ne-am petrecut vacanța de vară. Are vreo legătură? Din punctul meu de vedere nu are. Situațiile sunt foarte diferite între ele. O asemănare minimală, aș zice, și discretă ar consta în faptul că în ambele există o glisare între real și imaginar. De fapt, întreaga această carte este despre glisările acestea, despre felul în care poveștile de dragoste se hrănesc din imaginație și despre cum imaginația înghite dragostea din viața reală. Cum a fost procesul scrierii acestei cărți? A fost lent, în primul rând, procesul de acumulare, iar procesul scrierii a fost și el lent, dar s-a accelerat în ultimii 2 ani.